Nu mai au piese, materialele și utilajele din subteran lipsesc, suitorii sau puțurile nu mai sunt verificate, măștile de gaz ajung neconforme și toate acestea sunt motive pentru care locurile de muncă de sub pământ ar putea fi închise. Inspectorii ITM din Valea Jiului nu văd cu ochi buni situația de la CEH și au purtat discuții cu administratorii care au preluat colosul industrial, însă fără rezultate concrete. Ilana Bodea, șeful ITM, spune că așa nu se mai poate și le atrage atenția tuturor minerilor să nu ignore niciun fel normele elementare de protecție a muncii. Primii vizați sunt minerii de la Livezeni. Vă dau un exemplu. Cele trei puțuri importante de la mina Livezeni aveau scadență acum la 1 februarie pentru verificarea, reglarea mașinilor, verificările, în unele cazuri verificările nedistructive, fiind mașini de extracție majoritatea cu durată de funcționare depășită. Firma refuză să vină să mai presteze aceste servicii. Din păcate, legea RSSM-ul prevede că o firmă specializată trebuie să facă această expertizare, având în vedere că sunt mașini cu durată de funcționare depășită și dacă ar dori să o facă intern, nu mai există specialiști. La mina Livezeni, inspectorii de muncă au făcut un control acum 3 săptămâni și au impus niște remedieri, dar angajații nu au reușit să rezolve prea multe. O bună parte care au depins de ei le-au rezolvat, deci 3 săptămâni s-au străduit să le rezolve, dar o bună parte au rămas încă nerezolvate și în special aceasta legată de mașinile de extracție, fiindcă firma care făcea aceste lucruri refuză să mai presteze aceste servicii. În condițiile date, mă rog, au contactat firma, au făcut comenzi, dar dacă firma va refuza să mai să facă această expertiză, noi ne vedem, ajungem în ipostaza de a opri aceste instalații și dacă oprești toate mașinile de extracție, practic oprești mina Livezeni. La Livezeni sunt acum cele mai grave probleme, dar toate unitățile miniere sunt atent verificate de inspectorii de muncă, pentru că nu se mai fac deloc investiții, iar asta înseamnă că minele se închid de la sine, lent și sigur. Sunt unități care nu au o armătură, nu au cleme să facă un metru de armare. Deci, în condițiile în care nu se vor aduce armături, cleme să-și facă investiții, oricum când se termină aceste abataje care sunt în funcție, se opresc din lipsă de investiții. Aproape toate unitățile miniere stau foarte rău la investiții, deci se vor opri din lipsă de investiții. Livezeniu stă într-un singur abataj, nu are pregătit celălalt abataj. La anul abatajul acesta se finalizează, automat dacă nu au o altă capacitate pregătită, se va opri. Complexul energetic Hunedoara este în insolvență, iar administratorul judiciar și cel special trebuie să gândească un plan de redresare, după ce s-au acumulat datorii de 1 miliard de lei. Investițiile însă, spun inspectorii de muncă, ar trebui să fie prioritare, atât pentru siguranța minerilor, cât și pentru asigurarea producției. În caz contrar, minele se închid chiar mai repede de 2018. Senatorul UNEPR susține că cei din PNL nu fac altceva decât să păcălească electoratul și că trecerea lui Tiberiu Iacobriții la PNL este doar o păcăleală. Eu mi-aș fi dorit să rămână în partidul nostru, asta a fost dorința mea, dar în momentul în care am auzit că reprezentanții PNL oarecum se lăudau cu achiziția domnului primar Iacobriții, cunoscând legea electorală și legile românești, știu bine că nu poate să devină membru PNL pentru că și-ar pierde funcția de primar. În concluzie, asta este o păcăleală adusă tuturor hunedorenilor și petroșenilor în special. O păcăleală dată din partea domnului primar Iacobriții, cu care petroșenenii au fost foarte binevoitori de-a lungul anilor, și o păcăleală la adresa tuturor hunedorenilor făcută de PNL, care ne-a mințit că va face un nou fel de politică, adică o politică corectă, cinstită, cu oameni corecți și cu oameni cinstiți. Și iată că, de fapt, noua politică este exact cu ceea ce ne-a obișnuit PDL-ul de-a lungul anilor, adică racolări de oameni și tot felul de trocuri pe sub masă. Mai mult, Vochițoiu susține că și Adrian Rus a fost umilit odată cu această trecere a lui Riții la PNL. L-au umilit pur și simplu și pe domnul Adrian Rus, cel pe care însuși Blaga de pe scena teatrului din Deval lansase ca și candidat la primăria Petroșani. Iată că PNL-ul minte în continuare, de fapt, face treaba aceasta. Minte hunedorenii. Deci asta a fost întrebarea mea, să vedem adeziunea, pentru că de fapt este o
un joc necinstit și eu cred că hunedoanele vor taxa lucrul acesta. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, are însă o altă părere. Într-un fel îndreptățit că eram primarul în funcție și probabil că și-au făcut alte calcule, însă eu n-am fost ales pe listele UNPR. Practic m-am reîntors în partidul din care am plecat în 2014. Veți prezenta adeziunea pe care o cere domnul Vochitoiu? Da, la momentul potrivit o să prezint adeziunea mea la PNL, fără niciun fel de problemă. Conform legii în vigoare, nu pierd mandatul pentru că eu nu plec din partidul pe listele căruia am fost ales. Tiberiu Iacobriții s-a înscris în UNPR în octombrie 2014, el aflându-se la al treilea mandat de primar al municipiului Petroșani. Membru al fostului Partid Democrat din anul 1997, Tiberiu Iacobriții a fost ales consilier local în anul 2000, după care a ocupat funcția de viceprimar al orașului în perioada 2004-2007. În anul 2007 a fost ales primar al municipiului Petroșani în urma unor alegeri parțiale, iar de atunci a fost reconfirmat în funcție la fiecare ciclu electoral. Mazilirea fără precedent a lui Adrian Rus de către președintele PNL Hunedoara Bogdan Țâmpău a creat rumoare în Valea Jiului. Asta pentru că Rus a ieșit pe scenă alături de Blaga, ca într-un fel de repetiție generală. Și la final, actorul principal este Tiberiu Iacobriții. Adrian Rus spune că a fost anunțat cu o jumătate de oră înainte de conferință, atunci când peneliștii Țâmpău, Adrian David și Dorin Gligor, l-au chemat la o cafea. Una otrăvită, dar refuzată de cel care se credea candidat. Pot să spun că a fost o surpriză și pentru mine, chiar nu mă așteptam după evenimentele care au avut loc în ultimul timp să se iau astfel de decizie. Din păcate, am fost puși în fața faptului împlinit. A fost o decizie luată de către cei din organizația județeană. Chiar nu am avut habar de această mișcare. Deci am aflat înaintea de noastră, înaintea conferinței de presă, cu jumătate de oră ce se întâmplă și, sincer, a fost o dezamăgire totală. Deci n-am avut nicio legătură, n-am știut de aceste negocieri. Bogdan Țâmpău, care luni îl chema la cafea pe Rus ca să-i spună ce decizie a luat, susținea că acesta a făcut pasul de bunăvoie. Înțelegerea pe care am avut-o în interiorul partidului a fost că în cazul în care domnul Riți se hotărăște să se alăture echipei, fără niciun fel de tensiune, el va face un pas în lateral și va ceda această poziție de candidat. Adrian Rus nu va face pasul lateral, ci doar pleacă din PNL dezamăgit de ceea ce i s-a întâmplat după ce a fost validat, dar va reveni în forță pentru campania care se anunță interesantă la Petroșani, iar plecarea sa va fi urmată și de alți membri. Pot să vă spun că într-adevăr sunt mulți care vor să plece. Deocamdată le-am spus să analizeze bine și ei ce vor să facă. Cred că e o ambiție în plus și ținând cont de principiile pe care le am și ceea ce am vrut să fac în politică, voi merge mai departe din postura de independent, pentru că chiar dacă eram în organizația PNL, principiile erau aceleași, doream să fac ceva pentru orașul nostru, doream să vin cu alte idei, cu altă viziune, altă mentalitate. Adrian Rus este un om de afaceri din Petroșani și a cochetat cu politica încă de acum câțiva ani, când a fost consilier în cadrul Consiliului Local Petroșani. Deși au semnat acest acord de colaborare la alegerile locale din vara acestui an, cele două formațiuni politice vor avea candidați diferiți, urmând ca protocolul să fie pus în aplicare după data de 5 iunie. În primul rând, ca să nu fie nicio interpretare echivocă. E o alianță cu efecte post-electorale, în sensul construcției de majorități, acolo unde, sigur, rezultatele alegerilor o permit. Ieri s-a încheiat protocolul la nivel național între cele două partide. Sigur, imediat următoare să avem discuțiile și la nivel județean cu cei la PSRO, dar, repet, cel mai important efectele vor fi post-electoral. Până atunci, fiecare, pe cont propriu să-i spun așa, are obligația de a fi cât mai convingător în fața electoratului și de a-și atrage voturi. Nu este vorba de o alianță politică, este vorba de un acord politic post-electoral.
mergem pe liste proprie. A doua zi, după ce terminăm alegerile locale și ne liniștim puțin din fierbințeala alegerilor, trebuie, sau a treia, trebuie să trecem la construcția de majorități. Acolo, PSR și PNL, suntem dispuși să creăm majorități stabile, predictibile. În termen de 21 de zile de la semnarea prezentului protocol, organizațiile județene de sector și cea a municipiului București vor încheia protocoale similare la nivel local prin identificarea modalităților concrete de colaborare. Ministerul Energiei invită reprezentanții sindicatelor din domeniul energetic la dialog pe marginea procesului de elaborare a strategiei energetice a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050. Întâlnirea are caracter informativ și va avea loc joi, 18 februarie 2016, la ora 10, la sediul Ministerului Energiei, de pe Splaiul Independenței 202E, sector 6, București. Discuțiile vor fi conduse de coordonatorul de proiect, domnul Radu Dudău, iar în cadrul lor va fi prezentat calendarul de elaborare a strategiei energetice a României, se arată într-un comunicat al Ministerului. Sindicaliștii din Mineritul Văiejiului spun că vor merge și chiar sunt dispuși să apeleze și la specialiștii din Universitatea din Petroșani, oameni care niciodată până acum nu au fost întrebați de rezervele de huile existente în zone și perimetre ce s-au declarat lipsite de zăcământ și ca urmare închise. Am transmis punctele noastre de vedere și ideile pe care noi le-am găsit în interiorul organizației noastre, le-am transmis Federației Națională Mine Energie, care prin reprezentanții acesteia vor participa la creionarea strategiei energetice. Nu au fost până acum nici colegii noștri din federație acolo prezenți. Este foarte posibil ca în echipa care va participa la această creionare din partea federației să fie prezent chiar unul dintre noi, cei care facem parte din Muntele și suntem afiliați federației. Mediul academic este cooptat de către minister în această muncă, în acest demers. Nu știu dacă au fost cooptați și cei din Institutul de Mine Petroșani, dar cu siguranță voi afla și sper că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că este nevoie să spună cuvântul și specialiști în domeniul miner dacă România își mai dorește energie electrică produsă pe bază de cărbune. Ministerul Energiei își dorește ca pe întreaga durată a elaborării strategiei energetice a României să se desfășoare întâlniri cu caracter informativ și consultativ cu toate părțile interesate. Primele trei întâlniri din această serie s-au desfășurat pe 27 ianuarie, pe 3 februarie și pe 10 februarie și au fost adresate asociațiilor profesionale, societății civile, respectiv mediului academic și institutelor de cercetare. Totodată pe 17 februarie va avea loc întâlnirea informativă la care sunt invitați să participe și pe reprezentanții ai corpului diplomatic. Se arată pe site-ul Ministerului Energiei. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, va da lămuriri cu privire la factura pe care populația o plătește la apă. Faptul că în acest moment se plătește în mod legal o taxă pentru colectarea apei pluviale în funcție de cantitatea de precipitații a stârnit reacții și pentru că tot se apropie campania electorală, primarii au cerut sprijinul și Consiliului Județean Hunedoara ca acționar majoritar la APASERV. Răspunsul va veni după ce va fi verificată legalitatea scoaterii acestei taxe de pe factură. Din motivația operatorului regional de apă și canal, înțeleg că e în discuție un act normativ care obligă la facturarea apei pluviale. În urma cercetărilor făcute de dumneavoastră, o să demarăm și noi o procedură pentru a verifica dacă există posibilitatea ca această taxă să fie scoasă. Ea se va renunța la ea dacă acest lucru este posibil. Vom lua exemplul altor operatori care au făcut acest lucru și aș vrea să-i asigur pe cetățenii Văiejiului și pe toți sunedoreni în general că dacă această taxă este legală, își vor primi banii înapoi. În maxim 30 de zile vă promit că vin personal cu răspuns. În anumite orașe din țară, precum Râmnicu-Vâlcea, Constanța, Craiova sau Ploiești, administrațiile locale au scutit cetățenii prin hotărâri de Consiliu în ultimii ani de la plata taxei pentru apa meteorică și există chiar un proiect de lege ce a fost trimis în Parlament în noiembrie 2015, prin care operatorilor de apă li se cere eliminarea ei. Taxa este stabilită la nivel local, cu o formulă în care este luată în calcul cantitatea de apă care cade pe acoperiș și este preluată de rețelele de canalizare, înmulțită cu un anumit coeficient raportat la suprafața terenului sau a locuinței și cu tariful pentru canalizare.
Potrivit directorului general al CNADNR, de a contracta expertiza a venit în urma experienței cu lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăștie, unde drumul a fost afectat de alunecări de teren. După experiența cu lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Orăștie, am hotărât ca pentru lotul 2 al autostrăzii Lugoș-Deva să facem o expertiză tehnică în măsură să ne dea date exacte asupra execuției și calității acestui lot. Așteptăm detaliile expertizei astfel încât să putem lua deciziile cele mai corecte și mai bune pentru derularea într-un ritm susținut a contractului, în vederea finalizării acestui lot, a informat CNADNR. Contractul de execuție al lotului 2 al autostrăzii Lugoș-Deva a fost semnat în octombrie 2013, iar în prezent proiectul se află în șantier. Mai multe probleme legate de stabilitatea terenului în unele zone au fost identificate pe parcursul derulării proiectului. Recent, un document publicat de Ministerul Fondurilor Europene arăta că execuția celor trei tronsoane ale viitoarei autostrăzi Deva-Lugoș se află pe lista proiectelor ce urmează a fi fazate pentru perioada 2014-2020. Investițiile vor continua cu finanțare de la Uniunea Europeană prin programul operațional Infrastructură Mare, iar valoarea totală a acestora depășește 400 de milioane de euro, potrivit documentului. Sunt șanse însă ca loturile 3 și 4 din viitoarea autostradă Lugoș-Deva să fie finalizate în acest an, potrivit Ministerului Transporturilor. În premieră absolută la Petroșan, membrii PetroAqua lansează prima ediție în care au publicat scrisorile între Constantin Brâncuș și ucenicii săi, sau corespondențele între cei ce au ridicat coloana infinitului. Este prima ediție a unui volum în care înscrisurile sunt lizibile și oamenii vor avea ocazia să vadă cât de devotați erau atunci muncitorii. În premieră națională se vom publica toată corespondența între Brâncuș, Ștefan Georgescu, Gorjan, între Ștefan Georgescu Gorjan și realizatorii coloanei, adică muncitorii, sudorii, mecanici și așa mai departe. În formă lizibilă, deci se pot citi în clar toate aceste scrisori. Fiecare dintre noi care va parcurge aceste scrisori își va da seama de laboratorul în care s-a născut coloana, care, în afara genului lui Brâncuș, trebuie să menționez că este o mare realizare tehnică pentru vremurile de atunci, din 1937. Puțin știu, chiar și acum, la 140 de ani distanță de cel care a fost Constantin Brâncuș, că mai toate piesele sale importante au fost create cu oameni de la Petroșani, aici, în inima Văijiului. Cea mai cunoscută operă a lui Brâncuș, Coloana Infinită, a fost realizată aici, la Petroșani, în 1937, din august până în noiembrie. Întreg județul Hunedoara are o mare contribuție la întreg ansamblu Cala Eroilor de la Târgu Jiu. Și succint, toată piatra din ansamblu este de la cariera Ban Potoc, aflată la 12 km de Simeria. Poarta sărutului și masa tăcerii a fost sculptată până în starea finală brută de meșterii pietrari de la firma Pietroasa din Deva, iar cele 42 de scaune care înconjoară 12 înconjoară masa și 30 de pe alee sunt făcute tot la Deva și tot de meșterii pietrari a firmei Pietroasa. Manifestarea dedicată lui Brâncuș la Petroșani va avea loc joi 18 februarie de la ora 17 în sala de marmură a primăriei, unde suntem invitați cu toții. Tot atunci are loc și vernisajul expoziției filatelice Brâncuș în filatelia română și va rula pelicula cu filmul montării coloanei.